Zodia Rac, 22 iunie, 22 iulie. Racul, fiind al patrulea semn al zodiacului european, este asociat constelației cu același nume, care se întinde între 90 de grade și 120 de grade longitudine. Planeta Jupiter este în exaltare în această zodie, în timp ce Marte este în cădere. Zodia Racului reprezintă a patra zodie pe cercul zodiacal, care cuprinde 12 zodii, cu începere din 22 iunie, încheiindu-se pe 22 iulie. Asemenea zodiei Scorpionului și zodiei Peștilor, zodia Racului este una de apă, fiind ghidată cu precădere de emoțiile nativului și de un atașament puternic, mai ales față de familie, dar și față de celelalte persoane din jur. Una dintre caracteristicile definitorii ale nativilor din zodia Racului este empatia extremă, pe care o au atât bărbații Rac, cât și femeile Rac față de cei apropiați sufletului lor. Ei având abilitatea de a simți ceea ce simt cei dragi lor, sau chiar de a avea anumite premoniții față de întâmplările din viața celor dragi. Nativul din zodia Rac are o fire timidă, sensibilă și emotivă, foarte conservator, tradiționalist, tot ceea ce înseamnă întâmplare îl irită, pentru că îi afectează sentimentul de stabilitate și securitate personală. Detestă singurătatea, căutând să se atașeze de cineva sau de munca sa. Are o mare încăpățânare și perseverență în urmărirea scopurilor. Știe să aștepte momentul favorabil și să-l folosească. Nu suportă criticile, presiunile sentimentale și opiniile contrare. Defectul celor născuți în cadrul zodiei poate fi atașamentul puternic și rapid. Pot avea fluctuații emoționale puternice și pot deveni negativiști sau extrem de suspicioși. Alimentele benefice racilor sunt varza albă și roșie, napii, peștele, lactatele, iar tarhonul face minuni, ajutând la refacerea stocului de săruri minerale. Plantele cu un efect bun în aromaterapie sunt trandafirii albi, nuferii, crinii, iarba surzilor și ochii șoricelului. Esența de santal alb le crește puterea de concentrare, teiul le liniștește psihicul, iar ambra lungă stările depresive. Piatra mistică este perla, iar ziua cea mai norocoasă este cea de luni. Numerele care aduc baftă sunt 3 și 8. Simțul cel mai dezvoltat este gustul, iar culorile cele mai potrivite, albastru și argintiu. Principala calitate a bărbatului Rac este nevoie de a ocroti mereu pe cineva. Este grijuliu și totdeauna este gata să dea o mână de ajutor. El își dorește o viață de familie armonioasă, trădarea îl rănește cumplit și chiar dacă în mod rațional iartă, emoțional nu va uita niciodată. Este un tată foarte bun și se va mândri mereu cu copiii săi, cărora li este educator și prieten. Femeia Rac este probabil cea mai feminină nativă din tot zodiacul, în sensul clasic al cuvântului. Este plină de șarm și sensibilă la orice compliment. Preferă să fie apreciată, tratată cu blândețe și acceptată totdeauna. Devotamentul ei pentru copii, adesea exagerat, include și nevoie de a le oferi ceea ce ea apreciază atât de mult, stabilitatea. Și e mult prea înțeleaptă pentru a nu înțelege că banii sunt un ingredient absolut necesar pentru asigurarea acesteia. Copiii născuți sub semnul Racului au nevoie de multă afecțiune și de încurajări permanente pentru a se simți confortabil. Se simt cel mai bine acasă, înconjurați de familie și de animale de companie, precum și în locurile familiare, cu sunete și mirosuri care le sunt cunoscute. Din cauza comportamentului lor rezervat, nu se vor impune ca lideri, dar vor fi căutați pentru ideile și sfaturile lor prețioase. Le place să meargă la școală, sunt perseverenți și prietenoși. Au nevoie de încurajare pentru a deveni independenți, pentru a avea curajul de a-și conștientiza ambițiile și potențialul creativ. Compatibilitatea cu alte zodii. Relația excelentă se poate forma între Rac și Scorpion sau Rac și Pești. Compatibilitate de 80% poate forma zodia Rac cu zodia Fecioară sau Taur. Una delicată și riscantă se formează în relația dintre Rac și Berbec. Relația cu zodia Scorpion poate forma o legătură dificilă, dar interesantă. Iar apropierea cea mai nerecomandabilă este dintre Rac și Leu sau Rac și Gemeni. Personalități născute în zodia Rac: Tania Filip, Paul Gerasim, Temistocle Popa, Paul Urmuzescu, Mircea Rusu, Octavian Paler, Gheorghe Visu, Mihai Tutulici,
Teodor Răducan, Dorin Anastasiu, Angela Marinescu, Anastasia Lazariuc, Margareta Păslaru, Pepe, Maria Dragomiroiu, Mădălina Manole, Alina Sorescu,